acum o lună am identificat niște simboluri interzise, svastici, mesaje, iată, rasiste, aici lângă o structură mai a secției de poliție și lângă o școală. Și am sesizat chiar un polițist de la poartă despre fapta asta. Să vedem dacă a dispărut simbolul măcar de pe gardul lor. Nu. Uhu. Ministerul Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Bună ziua! Probabil tot cu dumneavoastră am vorbit când v-am arătat svastica de pe gard. Da. Este pe exterior acolo, când o să se mai... Da, a trecut o lună și aici pe colț în fața școlii mai este o svastică și un mesaj rasist. Da, păi când o să se ia văsut, vă dați seama. Păi când? Păi când? La anul? Da, lasă asta la mine. Să fac un demers scris și să vă indic, da, să vă indic și pe dumneavoastră, da, că sunteți antamat de o lună și n-ați deci, transmit nici măcar superiorilor. Am transmis cum să... Trebuie să-mi semneze doamna. A primit un exemplar. Da, să când a venit. A, nu este aici? Nu este, că a plecat când închide la IML. A. Și a trebuit să... O să întoarcă domnul. Să da. Da? Și să-mi scrie că a primit un... Faceți o adresă către instituție cel mai bine și vedeți ce... Da, dar am crezut că dumneavoastră, dacă stați aici și vedeți cu ochii proprii, puteți să... V-am arătat eu atunci, o lună în urmă, și azi vă arăt. Arătați-mi odată aia, că... Pentru ce vă mai arăt odată, dacă pe aia ați văzut? Acum vă arăt alta. Asta e pe clădire, pe zidurile dumneavoastră, dar acolo, sub cabinet dentar, eu sunt deci, albastră, pe colț, scrie... Faceți adresă la bloc, dar aici am văzut-o, da, nu fac nicio adresă la bloc, o scriu direct la mai și o să indic numele dumneavoastră. Nu, da, știu, dar o să o las pe colegi. Okay.